Adrian trecea o dată. Tot atâtea clipe. Și se tot duse. S-a tot dus. De dragul unei copile. S-a rupt din locului de sus. Pierind mai multe din ea. 1, 2, 3. Astăzi este 15 iunie. Astăzi este 15 iunie. Păi dacă nu aducem un omagiu comemorării lui Eminescu tăcând, atunci eu nu cred nici în Jehova, nici în Buddha, Sakyamuni, nici în moarte, nici în viață, nici în stingere ca unii. Nu mă încântați nici cu clasici, nici cu stil curat și antic. Toate îmi sunt deopotrivă. Eu rămân ce-am fost. Romantic. De durerele iubirii, voind sufletul să-l vindec, l-am chemat în somn pe Kama, Kamadeva, zeul indic. Aici ai o problemă cu zeul. Ești parșit. Da, toată lumea. Eu nu cred că Eminescu nu și-a dat seama, dar și-a dat seama. Deci azi, 15 iunie, îl comemorăm de fiecare dată pe marele nostru poet. Mariana Pândaru a pregătit un moment mai deosebit. Gândindu-mă că ne aflăm, vom fi împreună la 15 iunie, am adus cu mine câteva documente importante care sunt legate de marele nostru poet. Și aș vrea să vă prezint, în primul rând, revista Familia, o copie, desigur, după revista Familia, care a apărut în 28 iunie 1889, la Oradea Mare, după cum scrie, o revistă, tot numărul închinat lui Eminescu, și o revistă în care găsim toate datele descrise despre pagini cu Eminescu, titlul Eminescu a murit, în care putem afla, se vorbește aici despre boala lui Eminescu, despre moartea sa, despre autopsia creierilor și despre înmormântarea sa. Sunt descrise, deci la cald aproape, despre cei care au participat la aceste evenimente și care aveau date sigure despre tot ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul lui Eminescu. Aș putea să vă citesc doar un scurt fragment din momentul care descrie înmormântarea lui. Și aflăm astfel că s-a făcut, înmormântarea s-a făcut sâmbătă după amiază, la orele 5, la Biserica Sfântul George Nou, unde corpul a fost adus în carul de morți al Spitalului Brâncovenesc. Dicul este stepetric, scria românul, și era simplu și tras numai de doi cai. Lumea începuse să se adune. Pe la orele 4:30 erau deja foarte mulți. Erau prietenii săi, admiratorii săi, cunoscuți și necunoscuți, tot tineretul care se înflăcăra și în Dumnezeia, deci limba veche a nenorocitului și marelui poet. Într-un cuvânt, era de față acel strat al societății care citea și care va citi din Eminescu. Presa mai cu seamă și-a făcut datoria ei pe deplin. Vă mai prezint încă o revistă apărută cam în aceeași perioadă, de data asta la Budapesta, la Revue de Lorient, și în care există un articol în care se vorbește, eu l-am și tradus aici, ultimele zile ale lui Eminescu. Cine dorește, poate, dacă vrea să citească, să le las un pic aici și poate să se informeze la finalul întâlnirii. Vreau să vă mai prezint la
150 de ani de la moartea sa, în 1889. Deci în 1999, editura Călăuza, împreună cu editura Mihai Eminescu de la Sydney, a publicat această cărticică, dar mică, dar mare ca importanță, am considerat noi la vremea respectivă, pentru că aici este publicat Luceafărul, poezia Luceafărul în română și engleză, și varianta în engleză este, aparține lui Cornel Mepopescu, știți și destinul lui. Ce destin a avut această cărticică? Am trimis-o în câteva sute de exemplare la Sydney și acolo la un eveniment care s-a petrecut la ambasada României. Au fost invitați ambasadori din mai multe țări ale lumii și fiecărui participant i s-a oferit această cărticică spre a mediatiza și a lua la cunoștință despre această minunată poezie a lui Mihai Eminescu și despre marele nostru poet. Dar nu-mi place, Luciferul e una și Luceafărul e altceva. Nu am putut să schimbăm pentru că așa a fost traducerea lui Cornel Popescu și no, noi nu ne-am... Nu merge, sub nicio formă. Noi nu ne-am permis să schimbăm. Luciferul știm cine e și Luceafărul știm cine e. Nu îmi place. Corect. Într-adevăr, Corneliu, corect. Deocamdată, Corneliu Mepopescu, într-adevăr, a murit tânăr, a fost, și a fost poate cel mai bun traducător în engleză al lui Eminescu, dar asta mă surprinde, nici n-am văzut, Lucifer. Vai de capul meu. Noi am luat legătura cu tatăl său și tatăl său ne-a pus la discuție varianta și tatălui a ținut... Tatălui, dar tatăl meu nu ține la chestia. Împotrivă. Da. Deci am ținut să avem și Lucifer un moment în care să ne amintim de Eminescu, să îndreptăm cel fi înțeles, domnule, cititorii de limba engleză, anglo-american, mă rog, și ce să înțeleagă? Nu știu atunci cum e traducerea, chiar. Dar, mă rog, se zice că este cea mai bună traducere. Așa este considerată. Bun, dar cu titlul ăsta. Da, noi nu ne puteam permite să-l schimbăm, noi, din propria inițiativă. Da, oricum, aici ai prezentat un moment, într-adevăr, de comemorare a lui Eminescu. Dragii mei, nu pot să spun că pe simezele acestei semne,